Am urmărit un pic mai devreme și videoclipul melodiei cu atmosferă specială și vom discuta în continuare cu cei doi, hai să zic, promotori inima acestui videoclip, acestei melodii, Carolina și Vadim. Bine ați venit în platoul Telemagazin. Salutare! Bine v-am găsit! O deosebită plăcere! De unde a pornit ideea cu melodia asta? Cine a fost inițiatorul? Bine, pe Carolina o cunoaștem deja ca un om foarte activ. Deci nu activ, dar foarte activ. Am punctat bine, nu? Mulțumesc! Așa? De unde colaborarea? Da, de fapt, la această melodie a apărut mai întâi versurile. Versurile le-a scris domnul Sergiu Afanasiu, căruia îi mulțumim foarte mult. După care melodia mi-a venit mie. Eu am compus-o. La strofă mi-a venit foarte simplu, ușor. La refren un picuț mai complicat, dar în schimb am reușit să ajungem la inimile tuturor. După care, tot la inițiativa domnului Sergiu, spune că, uite, așa văd, nu știu cum, melodia asta să totul fie bine, ca un duet, ca un duet. Văd două persoane cum ar cânta, cum ar juca. Zic, ok, hai să încercăm. O contactez pe Carolina. Mai întâi mi-ai trimis piesa, o bucățică a înregistrat el. Trimite piesa și zice, ascultă. Eu am ascultat-o, dar eu sunt omul care, dacă îmi place, zic, dacă nu... La fel zic, pentru că... Sincer, așa. Da. Blablabla. Și deodată am ascultat-o, zic, atât de mult îmi place. Și deodată îl telefonez înapoi, zic, așa de mult îmi place această piesă. Și el zice... Dar încă nu știa de idee. Până la colaborare și până la ideea asta, oricum, vă cunoșteați, nu? Noi colaborăm împreună. De fapt, noi prietenim. De tare mult timp, el avea 12 ani, eu 16 ani. Tot de scenă am făcut cunoștință. Iar până în 2016, când noi am organizat și am făcut, am inițiat echipa noastră pentru evenimente private și de atunci deci cântăm împreună la... Vezi că e bine, cei de acasă nu știu de cât timp vă cunoașteți voi și acum trebuie să le explicăm de unde a ieșit toată... ani deja colaborăm împreună. Da, adică lucrăm, e o chimie cumva care se completează cumva și ți-a plăcut melodia din start? Din start acceptat-o? Mi-a plăcut, am zis neapărat vreau să o cântăm împreună. Este un... chiar și textul din start, zic, cine l-a făcut textul? Nu cumva domnul Sergiu? Pentru că domnul Sergiu are o inspirație aparte, da, atunci când înșiră versurile pe foaie. Și zic că domnul Sergiu, da, atunci hai să facem această melodie, pentru că, dar zic, trebuie neapărat cu un video. Și ideea la video cum a fost? Cum a fost aleasă locația? În cât timp ați filmat? Pentru că, bine... Uitați-vă! Da. Ce ține de aranjamentul muzical, de imprimare, de voci, tot m-am ocupat eu. Ce ține de video, de organizare, de vestimentație, tot Carolina. Ea, noi cumva, fără ca să vrem, ne-am completat. Deci el cu partea muzicală, eu cu partea de promovare, de video, de... Da, așa. Fiecare are sarcinile lui. Bărbații, când ne implicăm uneori în video, suntem judecați de femei, să nu se supere femeile, dar asta e. Adică putem face 10 poze și niciuna din ele să nu fie tocmai pe placul unei femei. Nu vă supărați, dragi femei, dar în mare parte cam așa se întâmplă. În cât timp ați filmat și unde ați filmat videoclipul? Pentru că e cumva destul de interesant. Eu l-am privit, l-am urmărit capcoadă și l-am dat și mai devreme și l-a văzut și cei de acasă și cu siguranță va fi una din acele melodii care va fi ascultată în perioada următoare, că avem nevoie de melodii din astea de sărbători. De asta și eu ziceam că totuși prin melodie ar trebui să aducem și noi mai multă culoare, mai multă lumină, da, în sufletele oamenilor. Am făcut acest video cu Sergiu Ciorescu, cu Ciofilm, în locația lor, într-un studio pe care l-au amenajat ei de sărbători. Și uite că a fost important și răspunsul lui Sergiu, pentru că eu i-am zis, Sergiu, am nevoie cât mai operativ să facem acest video și deci filmăm astăzi și peste două zile tu deja trebuie să-mi dai produsul. Cei care nu cunosc pe Sergiu nu știu că el e omul care poate așa ceva. De altfel. Poate și mi-a fost important acceptul lui. El a acceptat, din start a zis las toate celelalte la o parte și chiar vreau să realizăm cu voi acest video și să-i ținut de cuvânt. Atât de repede ne-a transmis. De fapt, cu
această melodie, totul a fost repede. Totul. Începând de la text până la video. Deși nopțile ai lucrat aranjament și la mixaj. De mult lucrezi la mixing, mastering, aranjamente și multe altele? Sau? Dacă serios, este a treia piesă care eu fac, da. Pentru că, de ce mă întrebam, are un sunet așa destul de, hai să spunem în termeni muzicali, cei care suntem cumva conectați cu acest domeniu, are un sunet destul de moale, plăcut. Ok, până ajungi la acest sunet am studiat binișor. Ce ține de, e de voie. Da, ce ține de muzică și școala de muzică și colegiul și Academia de Muzică, Teatru, Arte Plastice. Adică ai făcut logic muzical corect. Asta e important. Activând mulți ani în studioul regretatului compozitor Mircea Guțu, eu am văzut ce înseamnă munca de studio și anume cât se muncește la o piesă. Pentru că eu personal sunt interpretă. Eu nu pot să... Bun, pot să compun și eu, avem și noi ceva compus împreună, dar ce ține, uite, de parte tehnică cu aranjamente și mixare aici, e nevoie de o ureche specială. Poți să stai zile întregi, săptămâni întregi și chiar cineva spunea, chiar casele mari de producție, deci până deci prezintă o piesă la final, e mult, până vine produsul final, e o muncă titanică, da, și într-adevăr, luni și ani chiar. Cei care cred că se dă atât de ușor să realizeze o melodie și ușurința cu care ați vorbit voi, că câteva zile a venit melodia, așa fac voi. Nu, e o muncă titanică, să știți. E o muncă titanică, în spate sunt zeci de lucruri pe care trebuie să le faci, aranjamente, instrumente și multe altele, ai de lucrat cu multe liniuțe, verzi, albastre, roșii și din toate culorile. Bun, acum vreau să mă întreb, pentru că nu trăiți doar în studio și respectiv sunt convins că sărbătorile de iarnă le petreceți cumva. Ce planuri aveți? Da, vrei să spui tu? Nu știu, noi obișnuim de fapt să sărbătorim în familie, cu soția, cu copii, cu părinții. Da, în sânul familiei, la cald. Da, cred și eu că în acest an așa va fi. Tare mulți ani am lucrat de Revelion, dar de când a apărut copilul, cumva mi-ar plăcea mai mult acasă, cu cei dragi. Frumos. Sunt sărbătorile mele iubite, Revelionul și Crăciunul. Eu vă urez să aveți parte de sărbători frumoase alături de cei dragi și doar emoții memorabile care să vă marcheze pe tot parcursul 2023, pentru că e un lucru frumos să știm să păstrăm o atmosferă caldă în familie și un anticipat la mulți ani, hai să spunem așa, că oricum mulțumim. Poate ne mai vedem anul ăsta. Da, și vouă multe emisiuni așa de suflet, bune, dinamice, cu invitații pe măsură și mulțumim tare mult de invitații și la mulți ani și pe până veniți, mulțumim, până veniți voi cu altă melodie, noi rămânem cu cea pe care o avem acum și ne bucurăm de ea. Mulțumim și pentru prezență. Mulțumim. Toate bune!